Ulcenii s-au strâns la Monumentul Independenței, unde oficialitățile au depus coroane în cinstea eroilor naționali și unde a avut loc și nelipsita paradă militară. 1 decembrie este ziua în care românii de pretutindeni sărbătoresc drept Ziua Națională a României, cel mai important moment din istoria românilor. Astfel, autoritățile vâlcene au pregătit pentru Ziua Națională a României o serie de manifestări ce au luat startul încă de pe 30 noiembrie, când s-a deschis Târgul de Crăciun. În data de 1 decembrie, de Ziua Națională a României, evenimentele au început la ora 9:45 pe platoul din fața instituției prefectului, iar de acolo oficialitățile s-au dus la Monumentul Independenței din municipiul Râmnicu-Vâlcea, unde au avut loc alocuțiuni, depuneri de coroane și mai apoi, în jurul orei 11, a avut loc defilarea gărzii de onoare. Să gândim mai departe un viitor pentru această țară minunată și pentru urmașii noștri trăitori ea. La mulți ani, România, la mulți ani tuturor românilor! Să trăiască România noastră frumoasă, să trăiască românii vâlceni! Cu ocazia Zilei Naționale a României, vă transmit tuturor gândurile mele bune și un călduros la mulți ani! Cu această ocazie, trustul Antena 3 Vâlcea urează la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni. La mulți ani, România!